Capitolul 7. Creștinul izbăvit de lege Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Legea dă cunoștința păcatului. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte. Căci fără lege, păcatul este mort. O fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la ivială ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Lupta firii pământești împotriva Duhului Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac nu l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.